ceva. Vă mulțumim tare mult că ați venit la evenimentul nostru. Ploaia, într-adevăr, ne-a luat pe nepregătite. Nu ne așteptam să ne facă așa o surpriză și ne bucurăm tare, tare mult să vedem oameni într-un număr atât de mare care au trecut prin ploaie, furtuna și tot ce se întâmplă afară. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Numele meu este Diana din Călucu, din partea editurii Niculescu. Și avem lângă noi trei invitate, care mai de care mai minunate. Mă uit așa la fete, sunt superbe de un capăt la celălalt. O să începem cu autoarea noastră, Monica Găitânaru. Ne bucurăm tare mult, Monica, că ești alături de noi. Lângă Monica, în partea dreaptă, este Giulia Nahmani. Iar lângă mine este Veronica Soare. O să le prezint pe foarte scurt pe fete, pentru că până la urmă și le voi lăsa pe ele să vorbească, pentru că nu eu sunt personajul principal. Despre Monica. Monica are o experiență de 14 ani în terapie și în dezvoltare personală și este fondatorul Holistic Restart. Scuză-mă, e mai greu pentru mine că vorbesc foarte repede și vreau să spun foarte multe și nu vreau să vă țin din ce faceți. Este formator și psihoterapeut. Pentru Monica a fost un pas normal de la partea de povestiri și de la cursul pe care ea îl făcea despre, pe această parte cu povestiri pentru terapie și a făcut pasul absolut normal către scris. Cartea ei, Grădina cu povești de lac, este o carte pentru copii mari și mici și, în principal, se adresează oamenilor care doresc să ia legătura cu copilul interior. Despre Giulia Nahmani, cred că pe Giulia o cunoașteți de la televizor, eu am văzut-o în filmul de la Netflix și chiar când te-am văzut că ești, eram, de unde o știu pe Giulia? De la televizor, din filmul de pe Netflix, însă Giulia nu este doar actriță, este, în fapt, un antreprenor. Și acum este inclusiv trainer formator pentru femei. Iar pe Veronica, Veronica este fata caleidoscoape. Ea a reîmpiat caleidoscoapele care au fost jucate în copilăriei mele, cel puțin, pentru că suntem de aceeași vârstă. Iar ea este tuturată creatoarea broșei minunate pe care o poartă. Inima oglindă, da? Ok. O să le dau fetelor cuvântul și am înțeles că Giulia este persoana care va deschide evenimentul. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici, alături de voi și alături de Monica, care am cunoscut-o, recunosc, nu de foarte mult timp, dar a fost o conexiune din momentul în care ne-am cunoscut. A fost o conexiune cosmică, aș spune. O conexiune dincolo de tot ce înseamnă partea fizică, cu care de multe ori ne identificăm. Sunt foarte multe lucruri care nu vedem, cum ar fi energia, dar ea există. Și în mod special energia feminină cosmică. Iar Monica, în momentul când am văzut-o, este un șakti adevărată, o întruchipare a acestei energii și i-am spus de la început că este cu admir foarte mult. Sunt atât de onorată să fiu astăzi alături de tine, Monica, pentru lansarea cărții Grădina cu poveste de lac. O carte inspirațională, aș spune, o carte care este necesară în ziua de astăzi, pentru că cu toții trebuie să ne amintim și să ne reconectăm cu copilul nostru din interior. De foarte multe ori avem anumite emoții care nu sunt ale noastre, cum ar fi frica, îndoiele de sine, corect, teama. Iar astea, aceste sentimente nu ne aparțin, iar această carte este atât de frumos scrisă și povestită prin personajele care le-a adus în viață. Am rămas așa foarte emoționată și am dat-o și fetiței mele, Stefanie, care este aici,
eram copil și aveam o astfel de carte, cred că m-ar fi ajutat foarte mult să înțeleg anumite sentimente cu care mă confrunt. Și despre asta este vorba, să ajungem să înțelegem anumite aspecte din interiorul nostru, gândurile noastre, fricile noastre, dar practic să nu le lăsăm pe acele frici să ne conducă pe noi, practic să le transmutăm și să le transformăm în putere. Sunt trei povești extraordinare și una dintre poveștile cu care m-am regăsit foarte mult este una care are legătură cu a identifica unicitatea noastră. Ce ne face pe noi să fim noi unici? Pentru că fiecare dintre noi avem o sclipire divină. Pentru asta ne-am întrupat în această viață, să trăim și să înțelegem cine suntem cu adevărat și să înțelegem că fiecare dintre noi avem ceva unic care putem să-l transmitem mai departe, să inspirăm și să lăsăm această îndoială sau teamă sau frică să nu devină mai puternică decât noi, ci partea pozitivă. Și prin aceste povești și personajele și toate ilustrațiile atât de frumos făcute, te felicit, Monica, și sunt realmente onorată și abia aștept să mai văd și mai multe cărți și vreau să ajung la această carte la cât mai mulți copii să o citească, să înțeleagă. Și mi-a plăcut foarte mult că la fiecare poveste, la finalul fiecarei povești, există niște întrebări și vreau să le luăm puțin. Așa, dar vreau să întâi să citez aici, uite, sunt niște cuvinte, versuri extraordinare. Frică, frică, învață-mă cum să te cunosc mai bine, să mă împrietenesc cu tine, cum să-ți cânt, să te descânt și să mi te scot din gând. Lasă-mă să ies la soare, să îndrăznesc să mă fac mare, cu copii să mă joc, să nu stau doar într-un loc. Curajul, unde-l găsesc? Când cu tine mă trezesc, noaptea când e întuneric și în jurul nu-i niciun sfetnic, îi găsesc în inimioară și îi scot încet afară, ochișorii deschid și mânuța o întind. Iată că nu e nimic nici prea mare, nici prea mic, nici urât, nici prea frumos, nici pe sus, nici pe jos, sunt doar eu. Așa am o piele de găină când citesc aceste versuri. Cât despre tine, prietene, ție ce fel de frici îți dau dărcoale? Cu toții avem anumite frici în noi, dar trebuie să ne prietenim cu ele. Exact cum ai zis și tu, să le transformăm în puterea noastră și să ne facă pe noi să fim mai buni. Pentru că nu frica ne definește, ci cine suntem cu adevărat și să ne amintim cine suntem cu adevărat. Așadar, sunt foarte onorată să fiu aici astăzi pentru această lansare extraordinară, grădină cu povești de lac, dăruită din inima adulților și copiilor. Și cred că dacă aveți un cadou care doriți să dăruiți cuiva, această carte este o minune. Bravo! Felicitări, Monica! Mulțumesc! Discuția ta a ridicat așa mingea la fileu către Veronica, care și are să ne povestească despre una dintre poveștile ei preferate, care am vorbit înainte de eveniment. Da. Și oarecum mie și ei ne-au plăcut bine, noi suntem aceeași zonă. Și când vorbește Monica să-i faci și există coincidențe. Și când mi-a zis, chiar eram curioasă, care o să-i placă? Și am zis, ok, da, perfect, noi două suntem de acolo. Așa că o să las pe ea să povestească și apoi o să încheiem cu tine. Veronica, ai scena. Mulțumesc, Diana. Mulțumesc, Monica, pentru invitație. Se aude oare? Da.
mulți și ele și mă bucur că ne adresăm fiecare dintre noi. Cum bine ai spus tu, copiilor interior și copiilor exterior. Am cunoscut-o acum mulți ani. E mai bine așa? E mult mai bine așa. Ne-am împrietenit așa cum în vremurile astea ne întâlnim întâmplător, cum se spune. Ne prietenim apoi pe Facebook și păstrăm așa o legătură care crește în timp și îți mulțumesc că Arc peste timp m-a invitat la lansarea cărții tale. O carte cum cred că avem nevoie să citim noi adulții și pentru noi și pentru copiii de lângă noi. Monica vorbește foarte serios când spune că aceste povești sunt dăruite din inimă adulților și copiilor și sigur că noi în general vrem să separăm lucrurile. Acestea sunt pentru povești sau activități sau unele sunt pentru copii și unele sunt pentru adulți. Cred că se întrepătrund și Monica reușește să facă lucrul ăsta și cum a spus și Giulia, aș vrea să-mi retrăiesc copilăria ascultând poveștile. Mi-am imaginat citind această carte cum mama mi-ar citi la culcare aceste povești și cum aș adormi și eu liniștită și probabil și ea cu foarte multă tihnă în suflet, pentru că Monica, psihoterapeutul, radiografiază interiorul omului și a reușit în urma acestei radiografii într-un mod absolut impecabil. M-am bucurat foarte mult să regăsesc inclusiv cuvinte vechi. Mi s-a părut fain că m-ai dus în poveștile de altă dată citind această carte, pe care n-aș avea de acum înainte, o să fie mult mai ușor să răspund la întrebarea ce carte îi duc la aniversare unui copil sau unui adult care are nevoie nu atât să se împrietenească, cred că noi suntem buni prieteni cu copiii noștri interior, dar a interiorii. Cred că poveștile Monicăi ne duc direct înspre ceea ce noi avem nevoie să auzim, despre cum și-a povestit, a pomenit Giulia despre povestea licuriciului care își regăsește autenticitatea. Eu m-am corectat foarte bine cu povestea albinuței din Regatul lui Trebuie, căci noi trăim într-un roller coaster în care trebuie să facem multe lucruri, să multe task-uri. Și albinuța asta învață de la fluture despre a te opri și a te bucura, a face lucrurile care trebuie făcute, schimbând optica în am nevoie să fac acest lucru, pot să fac acest lucru, care ne ia din presiunea lui trebuie, dar o învață să-și deschide inima spre lucrurile pe care trebuie să le înfăptuim, pe care le înfăptuim în fiecare zi, să nu le facem doar pentru a bifa. Să fii un copil care ascultă o poveste în care scap de copleșirea lui trebuie, cred că copiii sunt câștigați dacă de la vârste fragede aud aceste mesaje povestite de Monica într-un fel în care mi-ar plăcea să scriu. Dacă aș vrea să scriu, aș vrea să scriu așa cum a scris Monica. Asta e, cred, lucrul pe care l-am simțit cel mai mult. Cred că poveștile Monicăi nu sunt povești de adormit, știi cum sunt povești de adormit copii, cred că sunt povești de trezit și de stat cu bucurie în tot ce avem de făcut peste zi, de la trebuie să-mi fac temele și trebuie să mai verific nu știu ce XL-uri și am nu știu ce call-uri, la hai să le fac și să mă bucur de tot ce am eu de făcut. Și mai cred că poveștile Monicăi ne țin de frumos. Vorbește, transformă greul lumilor noastre interioare în foarte multă lumină. M-am bucurat nespus să întâlnesc un astfel de autor. Întâmplarea face, eu citesc, am o experiență în audiobook-uri de 12 ani, citesc, fac audiobook-uri. Și pentru adulți și pentru copii. Aceasta e o poveste care sper să-și găsească
loc în raftul de audiobook-uri pentru că e o poveste ce merită citită. Eu am citit-o și Veronica, lectorul de audiobook-uri, dar a citit-o și copilul. Cumva am citit-o așa pe mai multe, am citit-o, respectiv am ascultat-o ca și cum mi-ar citi-o mama mea în copilărie. Și vă doresc să citiți această carte pentru sufletul vostru și pentru copiii de lângă voi. Vă felicitări, Monica, pentru o carte unică și pentru modul în care experiența ta ca psihoterapeut și-a găsit expresie într-o carte pentru copiii din interiorul și din exteriorul nostru. Mulțumim tare, Monica! Acum, evenimentul, de fapt, ne apropiem și trebuie să-i dăm cuvântul, evident, Monicăi, că ea este concluzia firească. Nu înainte de a-i mulțumi pentru că ai reușit prin cele trei povești de care l-am povestit, două povești de care m-am spus sfaturile, ai reușit, așa cum a zis Veronica, imposibilul. Ai făcut trei povești care se potrivesc atât adulților cât și copiilor. Un lucru care în primul rând este, că este unic, cred că nu s-a mai făcut la noi, cel puțin la noi, și este o carte care, indiferent de vârsta celui care o citește, se va regăsi. Evident, fiecare dintr-o perspectivă și cu un istoric în spate, însă este o carte care nu contează, putem să spunem că este o carte fără vârstă. Noi aveam o vorbă, avem cărți de, pentru cei de la 0 până la 99 de ani. Așa este cartea ta. Nu de la 0, că eu nu știu, dar de la 3 ani la 99. Te rugăm să iei cuvântul. Mulțumesc tare mult, Diana, pentru introducerea atât de caldă. Mulțumesc, Julia. Mulțumesc, Veronica. Și vă mulțumesc vouă, tuturor celor care sunteți astăzi alături de mine și alături de poveștile din Grădina de Leac. Sunt foarte recunoscătoare să aud în împărtășirile pe care aceste minunate doamne care stau de a stânga și de a dreapta mea le-au făcut mai devreme, pentru că aceste împărtășiri sunt confirmarea foarte clară a faptului că poveștile mele și-au atins țelul, și-au primit miza, și anume aceea de a trezi, nu de a adormi, și de a ține de frumos, cum atât de minunat a spus Veronica, și nu de urât. M-am întrebat și am fost întrebată adesea de ce am scris trei povești, de ce nu una mai mare, de ce nu mai multe. Și am să vă răspund pornind de la o poveste reală care m-a impresionat întotdeauna. În lungile nopți ale transhumanței, păstorii aveau un obicei. Seara, înainte de culcare, se adunau în jurul focului și depânau sub cerul înstelat trei povești. Pentru ca spiritele acestor trei povești să-i protejeze pe parcursul nopții, să le ocrotească și să le călăuzească visele cu înțelepciune, cu vindecare și să le țină de urât sau de frumos. Ca să citez în continuare. Cumva, aceste trei povești, pentru că știți că în toate poveștile noastre românești, treiul este o cifră magică, aveau puterea de a crea un scut protector în jurul celor care le povesteau sau le ascultau. Aceasta este intenția mea cu care am trimis, am lansat aceste povești în lume spre voi, spre fiecare dintre cei care le citesc și care le fac un loc în inima lor. Să vă mângâie, să vă aline, să vă trezească acele semințe de lumină adormite în interior, să vă călăuzească înapoi pe drumul spre acel mic geniu pe care îl purtați fiecare în interior. Acel mic geniu neînfricat, curajos, plin de bucurie, de entuziasm, de curiozitate,
descopere lumea și să stăpânească. Știți că, din păcate, studiile psihologice afirmă că fiecare dintre noi ne naștem cu un potențial de genialitate extraordinar, care este verificabil în jurul vârstei de 3 ani, este aproape vizibil cu ochiul liber la majoritatea copiilor. Însă, odată ce aceiași copii ajung la vârsta adulteței, mai păstrează cel mult 3% din acea potențialitate de genialitate pe care o aveau. Școlile noastre, educația, normele, standardele, competiția, comparația și toate celelalte lucruri fac strat după strat, ușă după ușă, să se închidă din plaja aceea infinită de posibilități și de geniu și de lumină și de frumusețe cu care fiecare dintre noi a venit pe lume. Scopul poveștilor pe care le-am scris este să vă aducă din nou în contact cu acel mic geniu, strălucitor, entuziasmat, frumos, curios, uimit, care să vă umple de inspirație, de culoare, de bucurie și de sens viața. Sper că întâlnirea voastră cu el, prin intermediul acestor povești și a oricăror tehnici pe care simțiți să le urmați, să fie una plină de încântare, rodnică, fertilă și cu foarte multă bucurie. Unul dintre programele de suflet pe care le-am creat pentru trezirea eroului interior, se numește 22 de făclii, pentru trezirea eroului interior și pe care îl puteți accesa pe Holistic Restart, începe în prima zi a acestei călătorii cu conectarea, desigur, tot la copilul interior. Acea practică este de a pune pe altarul acestei călătorii o fotografie cu copilul care am fost. Așa că vă invit, ca și atunci când veți citi aceste povești, să aveți alături de voi o fotografie cu voi micuți, cu voi în copilărie. Și să-i faceți loc în inima voastră acestui copil, să-l cuibăriți, să-l alinați, să-l alintați, să-l bucurați cu aceste povești care vă vor duce direct la inima lui, care este un tezaur plin de comori ce așteaptă să fie redescoperită, scoasă la lumină, amplificată și fructificată pe deplin. Vă doresc să aveți bucurie, inspirație, culoare, strălucire și grație în această lectură și în această călătorie prin viață, braț la braț cu copilul interior și cu eroul care așteaptă din totdeauna să fie trezit în voi. Vă mulțumesc și să ne revedem cu bine cu următoarele povești care bat la ușă și care așteaptă uneori călăgioase să vină și ele la lumina tiparului. Mulțumesc tuturor! La timpul potrivit,
și s-a depănat în interiorul meu, iar eu doar am așternut-o pe hârtie. Cred că am fost în slujba lor și nu ele în slujba mea, deci nu le-am ales, ci simt că m-au ales. Am înțeles. Practic, poveștile aveau nevoie de persoana potrivită care să poată să le pună pe hârtie în modul în care noi, cei din jur, aveam nevoie de el. Cu alte cuvinte. Ai fost așa ca o fază... Așa pare. Da, într-adevăr, din nou, se pare că ceea ce se face parte din unicitatea cărții și mai ales unicitatea ta ca persoană, se pare că ești persoana potrivită să dai mai departe o grămadă de învățături pentru toate vârstele, ceea ce este, este un lucru minunat și este un lucru unic la noi. Povestește, te rog frumos, dacă cândva ai avut, eu știu că pun întrebări așa ca de autor, dar sunt sigură că și o să afle, fiecare are un stil anumit, adică stilul tău este unic. Ai te-ai inspirat în ceva, ai avut un anumit, nu știu, făceai ceva anume, n-ai te deschis, aveai ore preferate, adică un pic important de, din spatele ce înseamnă să fii un autor, de fapt, un povestitor, tu ești un povestitor. Mulțumesc pentru această întrebare. Cred că e foarte ușor pentru cineva care citește aceste povești să înțeleagă cine e muza. Muza mea principală în tot ceea ce am scris sau am creat vreodată a fost natura. Conexiunea mea cu natura este una foarte specială care mă însoțește încă din copilărie. Grădinile m-au inspirat de când eram mică. Iar această bucurie a contemplării, pentru că nu întâmplător personajele din poveștile mele sunt cele pe care le întâlnim, albinuțe, fluturi, melci, fire de lavandă, licurici, grădinile au fost o muză foarte importantă, o sursă de inspirație prețioasă. Tot ceea ce ține de spiritele naturii, cu care am o apropiere deosebită și conexiunea cu celelalte două muze care sunt menționate la începutul cărții, fiicele mele, Maria Ileana și Sânziana Isidora, cărora nu mulțumesc că sunt aici, au fost mereu muzele mele. Dar cum că mi-ai dat așa un pic din spate, din ce se întâmplă ca un autor, ca un povestitor și mai ales cu mamă, că, așa cum ai menționat și tu, și eu cred acest lucru, că a fost un fel de moștenire pe care tu vrei să dai mai departe către fetele tale și sunt sigură că și ele, la rândul lor, de fapt, avem o altă întrebare. Care dintre cele trei povești a fost cea mai iubită, cea mai citită de către fetele tale? Sau dacă fiecare a avut o poveste, ce au simțit ele când au citit? Presupun că ele au fost primele tale cititoare. Nu? Deci am nimerit feedback-ul primilor tăi cititori. Care a fost? Din câte îmi amintesc, cel mai mult le-a plăcut cu povestea cu firul de lebănțică și cu licuriciul. Și cea cu mercușorul. Cu albinuța, sincer, după ce am terminat-o, am avut impresia că am scris-o pentru mine. Ca și când eu, în primul rând, aveam nevoie de povestea aia, eu, în primul rând, aveam nevoie de fluturele alb și să aud toate aceste remindere. Hei, oprește-te, mai bucură-te, mai uită-te în jur, mai vezi cât de frumoasă e viața, mai oprește-te din acest workaholism, din această alergătură și din tot stresul cotidian care uneori, da, devine copleșitor. Mulțumim tare mult pentru răspunsul. Dacă nu avem întrebări din public sau dacă avem întrebări din public, le putem lăsa după ce o invităm pe Veronica la o sesiune de... puțin. Un pic. Așa ca un preview cu vocea Veronica, e minunată. Mulțumesc, Diana.
Oriunde aș putea deschide la întâmplare aceste carte și aș citi, de oriunde aș citi ar fi cu aceeași bucurie, dar mie dintre toate cele de pe lume cel mai mult îmi place să vorbesc și, de, și să citesc despre iubire. Și am ales momentul în care Albinuța își ia din lecțiile de la Fluturele Alb, care îi spune că dacă faci cu iubire ce înainte făceai cu efort, vei găsi calea către libertate. Doamne, ce mesaj pentru copiii de azi! Iubirea, se întreabă ea, și de unde se ia, unde poate fi găsită, întreabă Leia impacientată, agitându-și aripioarele. În inima ta, răspunse amuzat Fluturele, tot ce trebuie să faci e să o scuturi de gânduri și griji, să respiri lin și atent și să te asculți pe dinăuntru. Dar nu am făcut asta niciodată, șopti îngrijorată Albinuța. Ba da, cu toții știm să facem asta când venim pe lume, dar apoi învățăm de la ceilalți că sunt lucruri mai importante de rezolvat în viață și uităm. Vă regăsiți, nu? Tu cum de nu ai uitat, întreabă mirată Leia. Eu nu am timp să uit, răspunse Fluturele Alb. Viața este atât de scurtă încât am nevoie să păstrez aici și acum tot ce e important pentru mine. E datoria mea să celebrez fiecare clipă ce mi este dăruită. Este datoria și bucuria mea să cunosc cât pot de bine această lume minunată, care îmi este gazdă efemeră și pe care vreau să o răsplătesc cu tot ce am mai bun, și anume cu faptul că sunt. Super! Mulțumesc pentru toate aceste remindere. Cred că ne reamintește de lucrurile importante. Asta face Monica nouă adulților, ne reamintește de lucrurile importante, iar pe copii îi plasează pe drumul cel mai lin și mai bun de a merge în viață. Mulțumesc! Dacă cumva avem întrebări în public, o să vă rog să ne adresați. Dacă nu, noi mai o să lăsăm scena pentru următorul eveniment și o să vă invităm la noi la stand, la Editura Niculescu, pentru o sesiune de autografe și mai ales o să pătorim pe Monica și să sărbătorim pe cele două invitate minunate. Și vă așteptăm cu drag, dacă nu mai aveți, nu aveți întrebări. Ok. Bine, mulțumim tare mult de...